Salutare, dragilor, continuăm vlogul de data trecută. Am reușit într-un final să iau o decizie. O să plec în Palolem dacă prind autobuz. Dacă nu, o să rămân aici. Deci decizia finală este să merg spre Palolem Beach. Este foarte greu la mine să iau decizii. Trebuie să iau decizii foarte radical, pentru că îmi schimb subiectele și ideile de la minut la minut. Acum zic că vreau să fac asta, după 3 minute zic că nu mai vreau să fac asta. Și la mine genul ăsta de decizii atunci când călătoresc sunt de genul, ia uite cum se uită aia din spate, sunt de genul, trebuie să mă urc în autobuz sau în tren sau undeva și să plec, altfel nu pot să iau niciodată o decizie, trece timpul. În fine, trecem peste partea asta cu problemele mele mentale. Ok, m-am decis pentru că orașul ăsta este foarte familiar, seamănă cu Vietnamul destul de mult, loc în care nu m-aș întoarce cel puțin nu curând, și pentru că aș vrea să văd ceva diferit. Sunt extrem de obosit și sunt sigur că dacă o să rămân cazat aici, voi rămâne cel mai probabil și voi sta la hostel fără să fac prea mare lucru. Iar cazarea este extrem de scumpă. Cred că cea mai ieftină pe Booking, la un vai de capul ei, era peste 15 dolari. Ceea ce e mult. Este foarte mult. Ia uitați cât de tare. Ăștia construiesc aici un pod la etajul 2, să spun așa, sau la nivelul 2, în Panjim. Se vede foarte frumos, cred că o să fie super tare. Vedeți, acolo este nivelul 1 și mai sus, bine, este lângă, nu este chiar unul peste altul, din câte cred eu, dar o să fie foarte tare. Uitați ce înălțime are. Căutăm autobuzul spre Mapusa, după care din Mapusa o să luăm un autobuz către Palolem. Trebuie să mai schimb cu un autobuz. Mamă, deci în ziua asta cred că am mers cu cel puțin 10 astfel de mijloace de transport. E foame de nebunesc. Trebuie să mănânc ceva, că nu mai pot. Vedem ce au ăștia aici. Încă mănâncă copiii ăștia, deci s-ar putea să fie bun. Ce face domnul ăsta aici? Face ceva. Face ceva care pare ceva bun. Habar n-am ce face domnul ăsta aici. Dar apară niște năut din ăla, cred că e, cu zeamă din asta, și apoi o pune la tipul asta aici și el le mănâncă. Foarte tare. Asta cred că e a mea. This is for me? Sorry? Da, ne înțelegem foarte bine cu oamenii de aici. Nu mă întrebați, dragilor, că chiar nu știu ce face omul acolo, nu știu ce îmi pune. E un mix de toate sosurile și zeamă posibilă din lume. Și apoi pune mai multe chestii. Și iar mai pune ceva. Și iar îmi dă și pui mei. Într-un final mâncăm și noi. Pune o chestie în asta, zici că e brânză sau spaghete, e foarte subțire. Are nicio treabă, mă pune cu mâna direct, așa, pam pam. Nici nu mâncăm cu microbi cu din astea. Modusul final arată așa. Arată foarte bine, nu știu ce se află înăuntru. Toată treaba asta m-a costat undeva la 50 de cenți, asta înseamnă undeva la 1,80 lei, 2 lei maxim. Pretty ieftin, dar nu știu cât de pretty igienic e, dar hai să vedem ce gust are. Bă, nu e rău, chiar e ok. Dar nu știu cum se mănâncă, că lingurița asta e ruptă. Dragilor, nu știu ce fac oamenii ăștia. Fac un mix așa de un milion de chestii. Da, la poc, un milion de chestii. Ceapă,
chestii picante, alte chestii picante, și mai picante, peste chestii picante, și tot picante. Până la un moment dat încât devin excelent de bune. Este genială treaba asta, este una dintre cele mai bune lucruri pe care le-am mâncat de când sunt în India și sunt de, cred că, o săptămână, ceva de genul ăsta. Este dulce, picantă, mamă, e genială, e o savoare. Nu mă întrebați, din nou vă spun ce conține, greu de descris și de identificat chestiile de aici. Vă pot spune că are niște pătrânjel, niște ceapă și atât. Și ceva uscat de crocant, așa, pâine. Rest, nu știu, habar n-am. Dar e bună. Vă recomand. Nu știu, nici măcar nu știu cum se numește, pentru că de unde le-am cumpărat, oamenii nici nu vorbesc limba engleză, dar e ok. Deci e un show total, ia uitați-vă la tipul ăsta. Ăsta direcționează pe toată lumea pe aici. Și când trece câte un turist, ia, vino aici, autobuzul tău, ăsta, eu, ia uitați cum face. Săracul băiat l-a luat așa cu japca. Ia uitați ce coadă este aici la bilete, trebuie să merg în Margao. M-am înșelat, credeam că trebuie să merg în Mapusa, trebuie să merg în Margao și de acolo se schimb. O coadă infernală. Și nici nu se mișcă măcar, ăla nu s-a mișcat niciunul, stau de 5 minute aici. Culmea, am ajuns primul și nu mai dă tichete, iar se opresc la un moment dat, pentru că nu mai au loc în autobuz. La e autobuzul, da, s-a umplut și ăla și acum trebuie să aștept. Te zici că vinde bilete aici din anii 20. Ce fel arată ghena asta. După 70.000 de ani de stat la coadă, am luat și noi bilet, costă 40 de rupii. Asta înseamnă undeva la, nu știu, 70 de cenți, cred. Mamă, dar asta e confortabil rău. Ăsta e lux, frate, ce aveți. E lux ca lumea. Nu-i de glumă. Hai să stăm aici. Palolem. Am ajuns. Se face noapte, asta este marea mea problemă și sper să mai prind un autobuz Palolem. O altă autogară din asta super mega cool, arată la fel. Ne vedem pe drum, mă doare spatele de nebunesc, mi-a rupt ghiozdanul ăsta spatele, dar mai rezistăm puțin. Ia fiți atenți câți oameni vor să mai intre în acest autobuz și câte locuri sunt. Deja este mega super aglomerat, nu știu unde mai pune și pe ăștia. Norocul meu este că am un loc jos aici, lângă geam, și e perfect. Ia, fii atent dacă poți să închidă asta ușa. Ce pane mi se pare. S-a închis, s-a rămas așa. Am ajuns la hostel, haideți să facem o chestie. Vreau să văd, nu mi-am făcut booking pentru că n-am avut net. Vreau să văd ce preț îmi dau ăștia și ce preț este pe booking. Hello, reception? Here? I didn't make the booking on booking.com. I still have it open here on my phone. Can I book without booking on booking.com? See, I have it here, but I didn't reserve it yet. So it says it's like $6, so... So I'm making here? Yeah. So it's mean how much? I don't know. 62 into
6, 3, 7, 2. Okay. Can I? It's okay? Or should I reserve it here? I think you are paying more if I'm reserving here. I'm not sure. N-am reușit să fac treaba asta, a trebuit să fac rezervare online pentru că era mai ieftin. Dacă mi-aș fi făcut direct de aici, m-ar fi costat mai mult. Deci treaba asta cu online nu chiar funcționează, că uneori ai deal-uri din alea, discount-uri și tot felul de lucruri pe care le-am avut și eu astăzi, fără să știu. Și asta este camera. This one. This one. This one is one local for you. One locker. Yeah. I need my own lock, no? Yeah. Okay, I have it. Thank you very much. There are showers here and... Ah, here. Yeah, thank you. Oops. Așa, bun. Asta este camera. Patul. Asta e patul meu. Arată... Mă rog, arată normal, ca să nu mai zic. Mai stă cineva aici. Se pare și sus. Trebuie să fac un duș, nu mai suport, nu mai suport, la modul chiar nu mai suport.